Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am pentru voi o mică comandă făcută pe site-ul Sole. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Ați văzut în clipul cu cadourile primite pentru ziua mea, de ziua mea, că am primit de la Grey Cabotin Classic. Și eu mai aveam câteva din aceste parfumuri, dar mai îmi doream și eu încă unul. Am căutat și am văzut că cel mai bun preț în acel moment era pe Sole, unde am mai găsit încă un parfum din acea gamă pe care nu găseam nicăieri. Deci le-am luat pe amândouă. Dar înainte de a începe, haideți să vă arăt ce am primit. Pentru că am plătit cu cardul și, da, e adevărat, n-am fost foarte atentă și în loc să bifez transport gratuit, am ales cadou. Asta este, dar nu este o problemă și totuși îmi pare foarte bine că am făcut acest lucru. Am primit acest săpun de 500 de mililitri Shooting Hand and Body Wash cu lavandă, 500 de mililitri vegan, l-am primit cadou și miroase foarte puternic de lavandă. Pe mine nu mă deranjează, o să văd dacă o să-l deranjeze pe Cătălin. Este vegan, vedeți, și să vă arăt că are 500 de mililitri. Pe acesta l-am primit cadou, puteam să aleg transportul gratuit, dar am luat acest săpun care nu strică niciodată, pentru că au o promoție. Ei, până pe 8 martie, am primit cadou de ziua femeii, de mărțișor și așa mai departe, următoarele produse, de care m-am bucurat extraordinar de tare. Acest un săpun cu acțiune antibacteriană de la Organic Shop, care miroase foarte, foarte frumos. A venit un pic murdărit pentru că s-a scurs prin acest butonaj, dar nu e nicio problemă. Și acesta are 500 de mililitri și arată așa. Îmi pare foarte bine pentru că noi folosim foarte mult săpun, deci o să-l încercăm și pe acesta. Încă e lipicios, cu toate că l-am spălat. Am mai primit cadou această mască pentru față, You Make Me Refreshed, de la Cocostar. Cocostar fiind o firmă coreană de frumusețe și arată așa. Arată foarte, foarte bine. Shoot the skin with ice cream. Spune că e 100% coton masca pentru față și de-abia aștept să o încerc. Tot de la Cocostar am primit Waffle Cleansing Pot. Acestea sunt 3 bucăți, scrie aici, și am înțeles că poți să ștergi fața cu câte un pat de acesta, dar se atrage atenția că dacă ești machiată, întâi te demachiezi și pe urmă ștergi fața cu aceste paduri. Tea Tree, îmi pare foarte bine că le-am primit pentru a le testa. Și am mai primit și 2 mostre serum de la Purito. Acestea, haideți să vă spun despre ele, se numește Pure Vitamin C Serum, este cu vitamine C 94% și abia aștept să le folosesc. Ați văzut și în clipurile mele precedente, îmi plac foarte mult serurile. Am observat că atunci că hrănesc pielea, o hidratează, o luminează, îi dă o luminozitate și pe lângă toate acestea, crema de față se așează foarte, foarte bine și intră bine în piele. Deci sunt nebunite după serum și aceste 2 mici mostre sunt perfecte pentru a le încerca. Bun, și acum haideți să trecem la comanda propriu-zisă pe care am făcut-o eu. Eu mi-am dorit să-mi iau de la Grey Parfum Cabotin. Eu am vrut mi-am dorit această apă de toaletă, acest parfum Rosalie.
Aceasta e o apă de toaletă la 100 de mililitri. Ne-am găsit-o pe alte site-uri și ce mi-a plăcut foarte mult și am rămas foarte mirată că este fabricată de la Lick Beauty. La Lick, scrie aici. Made in France și arată foarte bine și cutiuța arată foarte bine. Îmi plac parfumurile Greca Botin, nu sunt parfumuri ușoare, așa purtabile de la 15 ani, niciun caz. Îmi plac, au o personalitate, îmi plac sticlele lor, chiar dacă sunt puțin chicioase, dar clar, atunci când vezi o sticlă de la Gre Parfum Cabotin, știi că sunt ele, adică au acea personalitate, nu e o sticlă simplă să te uiți pe ce scrie acolo pe sticlă, nu. Clar o să le recunoști dintr-o mie și haideți să deschidem acest parfum pentru că de-abia așteptam să îl deschid împreună cu voi. Se scoate, ia să vedem dacă putem să scoate. Știți că eu am o problemă cu deschisul. Ok, haideți să vedem și sticluța. Și sticla arată așa, cu acest capac negru, tot așa, dar sticluța arată foarte, foarte bine. Și haideți să și vedem cum miroase. Bineînțeles, o să fac un clip cu toate parfumurile Cabotin din colecția mea și atunci vom vorbi despre note, despre persistență, despre siaj. Momentan, hai să vedem prima impresie la primul puf. Cum ar fi? Așa, haide. Este un parfum puternic, destul de verde. Din punctul meu de vedere, nu se aseamănă cu cel original. Este mai puternic și îl văd purtat primăvara când încă este frig, adică așa cum este acum. Cred că este perfect. Dar aștept să îl testez și să revin cu o părere. Nu miroase rău, chiar nu miroase rău. Și îmi pare foarte bine că mi l-am cumpărat, arată foarte bine. Bun, și tot căutând acest parfum, că pe acesta l-am vrut, am găsit ultima bucată din Cabotin Eau Vivide. Pe acesta. Tot așa, 100 de mililitri. Acesta nu este făcut de la Lick Beauty. Este făcut de altcineva. Tot made in Franța, apă de toaletă, 100 de mililitri și haide să-l deschidem împreună. Acesta, după culoare, așa negru, pare mai puternic de cum arată. Acesta fiind pe albastru, haideți să vedem cum e. Poate e mai ușurel. Vedem? Acușica, fiind ultima bucată, m-am bucurat că l-am cumpărat. Haideți să vedem. O arată foarte frumos. Foarte elegant, pe albastru. O sticlă simplă, dar frumoasă. Și haideți să vedem și cum miroase. O, este, bineînțeles, mult mai fresh. Deci, culoarea sticlelor, a ambalajului, vă duce cu ideea unde se încadrează acest parfum. Este mult mai fresh, îl văd potrivit pentru primăvară și vară. Nu este un parfum greu, ba din contră, fresh, verde, ceva note marine, are ceva în el. Vai, cred că este perfect pentru zilele de vară la mare. De-abia aștept să mă documentez mai mult, să văd notele și să vi-l prezint. Îmi pare foarte bine că l-am cumpărat. Nu se găsește peste tot. Și pe Sole am găsit ultima bucată. Bun, aceasta a fost mica mea comandă de pe Sole. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit până la sfârșit. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!